Bună seara, dragilor, și bun găsit la treia cu Prof Online. Pornim repede la treabă. Alex și Cosmin. Cu Alex ne-am întâlnit azi vară. Cei care știu filmele de pe internet, cu cam la stupină, el a venit acolo și printre albine, când găseam o fereastră, cu masca pe figură, de multe ori m-a înțepat, ia mă ceva, domnul profesor, ce fac? Și căutam să facem treaba așa chiar în condiții destul de vitrege. Așadar, cum am început să facem recapitulare, dintr-un an nou începând, mi-am spus că e timpul să-l găsesc pe Alex și să pornim la treabă împreună. Așadar, ce am făcut noi? Am făcut ecuații, continuăm ecuații, inecuații, sisteme de ecuații și inecuații. Da? Ecuații, inecuații, sisteme de ecuații și inecuații. În cadrul ăsta încercăm. La urmă, ce înseamnă ecuație? V-ați întrebat și voi. Așa, Alex, îți mai amintești ce discutam? Ce înseamnă ecuații? O operație, o egalitate. Da. Nu? Cu o necunoscută. Și problema este să găsim acea necunoscută. Cum am numit noi egalitatea aceea cu o necunoscută? Am numit-o predicat, nu? Da. Deci e vorba de a spune așa. 2x plus 5 egal cu 0, să zicem, da? Da? 2x plus 5 egal cu 0. Și întrebarea este, cine este acel x pe care, dacă înlocuim, să ne dea egalitate? Da. Da? La întâmplare așa, nu ghicești. N-ai cum să pui mâna pe valoarea de dată. Însă, știm că într-o egalitate putem, voi spune, trebuie să treci dintr-un membru celălalt cu sens schimbat. Dar operația adevărată la clasa a treia, noi le spun, că adunăm și în stânga și în dreapta, scădem același lucru din ambii membri. Scăzând, 5 minus 5 face 0 și din partea asta 0 minus 5 face minus 5. Da? La nivelul la care vă aflați voi, zicem 2x egal cu minus 5, de unde x egal cu minus 5 pe 2. Ăsta este x-ul. Pe care dacă înlocuim aici, va face 0. În rest, orice alt x înlocuim, niciodată nu va face 0. O altă idee ar fi să vedem din varianta următoare. Dacă cu rețetea acestea, gândim funcția atașată, deci zicem f de x, după legea f de x egal cu 2x plus 5, înseamnă că la fiecare x obțin câte un y, alt x, alt y, tot timpul, nu? Da. Dă lui x o valoare, găsesc y. Chiar așa, nu-i bine, nu-i suficient definită numai așa, numai că am dat legea de corespondență. Trebuie să indicăm domeniul și codomeniul. De ce o să spunem aici, f e definită pe r, că n-am niciun motiv de supărare, f e definită pe r, cu valori în r. Abia atunci e corect definită. Și povestea este așa, că noi ne imaginăm că y e 0 și căutăm x-ul pentru care y e 0. Uite, pentru x egal cu 1, f de 1 este egal 2 ori 1, 2 și cu 5, 7, nu? Dacă fac tabelul de valori, se întâmplă așa, x-ul de la minus infinit la plus infinit, da? Și aici punem exact rețeta asta, f de x-ul ăsta, care este 2x plus 5, atunci corespondența care se realizează o fac așa, x și y știu și urmează să găsesc y. Dacă am spus pentru x egal cu 1, y-ul este cât? 7. Pentru x egal cu 0, y-ul care apare este cât? 2 ori 0, 0 și cu 5? 5. Da? Este 5. Și așa mai departe. La fiecare x am câte un y, alt x am alt y. Ei, la un moment dat se întâmplă că vreau să văd x-ul, cine este acel x, pentru care y-ul este 0. Da? Y-ul este 0. Deci cine este acel x pentru care y-ul este ca valoare 0? Să zic că îl pun aici. Cine este x-ul? Minus 5 pe 2, da? Deci, lui minus 5 pe 2 îi corespunde 0. 2, asta facem noi.
știm Y-ul, știm Y-ul că e 0 și căutăm X-ul pentru care Y-ul este 0. Când se rezolvă ecuația, asta se întâmplă. Deci, în mod mecanic, avem o ecuație de grad 1 aici. Da. Cum rezolvă ecuația de grad 1? Sunt faci repede, dar nu se încearcă să se înțeleagă bine ce se ascunde dincolo. Dincolo este asta. Știu pe Y, care este 0, și caut X-ul pentru care imaginea este 0. Deci știu imaginea și întreb, cine, care este X-ul acela care are ca imagine pe 0? Limpede? Foarte clar, foarte limpede să fie așa. Când dau X pătrat minus 5X plus 6 egal cu 0. Când dau așa ceva, X pătrat minus 5X plus 6 egal cu 0, de fapt, care este, Alex, acum, ideea? Păi acum două valori. Sunt două valori, 2 de X care fac pe Y 0. Da. Da? Deci, practic, ce se întâmplă aici? Dacă gândim funcția f de X egal cu X pătrat minus 5X plus 6, f definită pe el cu valori linear. Nu? F definită pe el cu valori linear. A rezolva pe asta înseamnă că Y-ul s-a făcut 0 și ne întrebăm ce X au ca imagine pe 0. Și de aceea spunem aici că rezolvăm ecuația cu delta, nu știu ce, nu știu cum, dar tot mecanismul ăsta este pentru a găsi acei X, da? Deci X1, dacă vrei, este 2 și X2 este 3. Din ce motiv zic eu deodată că e 2 și 3? Pentru că două numere adunate. Ce nu două numere adunate fac 5 și mulțite fac 6. Ca să nu mai pierd timpul. Da. Aici am mărit. Forma ecuației este așa, X pătrat minus S X plus P egal cu 0. Da? X pătrat minus S X suma ori X plus produs egal cu 0. Rugămintea mea este să întrebați acolo unde nu vă e clar. Dom'le, de ce e așa? De ce X pătrat minus SX plus P egal cu 0 ne duce repede spre cele două rădăcini, 2 și 3? Păi, mă rog, se poate demonstra foarte repede treaba asta. Dacă rezolvați prin delta, așa se întâmplă. Delta este că 25 minus 24 e 1. X1 îi vine 5 cu 1, 6 pe 2, 3. Și 6, 5 minus 1, 4 pe 2, 2. 2 și 3, da? Pentru că ecuația asta, X pătrat minus 5X plus 6, se scrie ca fiind egal cu X minus 2, pe lângă X minus 3. X minus 2 pe lângă X minus 3. Și dacă vreți să vă convingeți, să puțiți. X pătrat minus 3x minus 2x plus 6, nu? Da. Și într-adevăr este x pătrat minus 5x plus 6. Și atunci când e egal cu 0, nu? Egal cu 0, cele două variante sunt când la mulțire obțin 0? Pe rând fiecare cu șansă să fie 0, nu? Pe rând cu varianta asta. Deci prima egal cu 0 înseamnă x1 egal cu 2 și x2 egal cu 3. De foarte multe ori, cei care văd ecuația, spun repede rădăcinile și nu mai pierd timp. Dar nu totdeauna reușești. Pentru că, iată, dacă eu spun x pătrat, minus 4x plus 3 egal cu 0. Iar merge. Că aici e coeficientul 1. Și merge foarte bine, după formula x pătrat minus sx plus p egal cu 0. Ce numere adunate se facă 4 și mulțite se facă 3? 3 și 1. 3 și 1 fac 4 și 3 ori 1 fac 3. Dacă rezolvi cu delta, tot așa te duci foarte, foarte bine. Da? Și atunci, practic, în situația asta, 2-ul și cu 3-ul au ca imagini pe 0. Da? Și 2 și 3 au ca imagini pe 0. Și dacă vrem să facem tabelul de variații, adică felul în care merg valorile, X-ul din nou de la minus infinit la plus infinit. Da? Pentru ce funcție vă gândesc asta? Pentru X pătrat minus 5X plus 6, da? X pătrat minus 5X plus 6. Asta e funcția. Și 2 și 3 sunt cele două valori. 2 și 3 care au ca imagine pe 0. Atât 2 cât și 3-ul, Y-ul sunt 0. Și acum, dacă vrem să chiar stabilim și semnul, adică ce y, care e zona în care y-ii sunt pozitivi, care e zona în care y-ii sunt negativi,
Da? Da. Nu rămâne decât să dau un X dintr-o zonă. Bunul. Bunul, care este aici, nu? Da. Cel mai rapid este 0, că îmi place foarte repede. 5, 0 la pătrat 0, minus 5 ori 0, 0 și cu 6, ce fel de număr? Plus 6, pozitiv. Deci plus pe aici, minus în partea asta și pe urmă plus. Da? Deci asta îmi spune așa, că dacă dau x, lui x lor valori, de la minus infinit la 2 și la 3 încolo, y-ce care îi obțin sunt ce fel de numere? Sunt numere pozitive. Iar dacă am să dau x între 2 și 3, voi obține y negativ. Asta ajută foarte tare la rezolvarea inecuațiilor, nu? Când am de rezolvat inecuația următoare, x pătrat minus 5x plus 6 mai mare ca 0. Deci dacă am de rezolvat ecuația x pătrat minus 5x plus 6 mai mare ca 0, cum se procedează? Se egalează cu 0. Da. Da? Se egalează x pătrat minus 5x plus 6 egal cu 0. Se găsește cele două rădăcini, x1 egal cu 2 și x2 egal cu 3, nu? Da. x1 egal cu 2 și x2 egal cu 3. După care îți faci tabelul de variație a semnului. Deci îndocmim tabelul acela rapid. Și ce urmărim? Observăm că... Adică întrebăm, care sunt x și pentru care obțin valori pozitive? Adică după înlocuire obțin valori echivalent, aici spunem echivalent repede, cu x aparținem mulțimii. Unde vedeți plus? În ce zonă obținem? De la minus infinit la 2. De la minus infinit la 2. Minus infinit 2, reunit cu cât? Cu 3 plus, 3 plus infinit. Și în felul ăsta am răspuns la inecuația asta. Așa rezolvăm inecuație de gradul 2, nu? Am vorbit șaseală, parcă. Iar dacă ar fi fost cu mai mic, în ce zonă ar fi fost cu mai mic? Între 2 și 3. Deci dacă ar fi fost de rezolvat x pătrat minus 5x plus 6, hai să zic mai mic egal decât 0, am fi făcut din nou tabelul, tot noi l-avem deja făcut și răspunsul ar fi că x aparține de la 2 la 3, dar la 2 și la 3 și egal, deci și închis. Da. Inclusiv capetele 2 și 3. Deci inecuația asta așa rezolvăm. Hai să ne întoarcem. Eu am plecat de la ce chestii? Cum rezolv? Ce înseamnă a rezolva o ecuație? A rezolva o ecuație înseamnă a găsi acel x pe care dacă înlocuim să fie adevărat relația aceea. De fapt, dacă gândim relația aceea ca fiind lege de corespondență a unei funcții, nu e altceva decât următorul lucru. Știu pe Y, știu imaginea 0 și întreb ce X are ca imagine pe 0 prin relația aceea. Răspunsul este, cum ați văzut, minus 5 pe 2. Sigur, tot așa de bine puteam să fac sistemul că intervalul la minus infinit la plus infinit e rupt în două, de la minus infinit la minus 5 pe 2 și la 5 pe 2 încolo. De la 5, minus 5 pe 2 încolo obțin, văd aici, numai pozitiv, l-am obținut pe 5, pe 7 și mai departe, numai y pozitiv, în partea cealaltă y negativ. Să, la școală vi se dă așa, între rădăcini se pune semnul contrar lui A, în afară semnul lui A, nu știu ce, niște lucruri de astea mecanic făcute. Eu viu și spun așa, nu faceți așa, nu țineți minte lucrurile aceste mecanice, ci pur și simplu înțelegeți că faceți tabelul ăsta, puneți în dreptul lor 0, așa am zis, egal cu 0, nu? Și dați un X dintr-o zonă, unde vă place cel mai bine, și vedeți semnul de acolo, și tot așa puteți face pe fiecare interval. Dar dacă asta e întâlnit o singură dată, ca rădăcini și este o singură dată aici, alternează semnul, de la plus trec la minus, de la minus la plus. Și toată povestea este cât de, se poate de rapid rezolvată și corect rezolvată. Dragilor, deci e clar ce facem când rezolvăm o ecuație, da? O ecuație. Acum, hai să încercăm să rezolvăm o ecuație cu modul. Pentru tine, Alex, ce înseamnă modulul unui număr? Valoarea absolută. Adică nu ținem cont de semn. Totdeauna un număr pozitiv. Deci, cât este modul de 5? Egal cu 5. Dar modul de minus 7. 7. Da? Deci e foarte tare lucrul acesta de ținut. Totdeauna modulul unui număr înseamnă că îl las așa dacă e pozitiv și îi schimbă semnul, din minus îl face plus dacă e negativ.
Deci modul din X egal cu... Modul din X egal cu acolo X. Dacă X mai mare egal decât 0, deci rămâne așa, X dacă X mai mare egal decât 0, și egal cu minus X dacă X mai mic ca 0. Acest lucru trebuie foarte, foarte clar înțeles. Deci dacă e pozitiv, dacă expresia de poți fi o expresie acolo, e pozitivă, rămâne așa. Și dacă e negativă, îi schimbăm semnul, punem minus în față, la toată expresia. Se vede treaba că ne interesează semnul expresia aceea. Unii pozitiv și unii negativ. Iată, să ne închipuim. Avem de rezolvat următoarea problemă. Deci să spunem că am de rezolvat așa, modul din 7x plus 5. Se explicită. Modul din 7x plus 5. Păi egal cu cine, după cum am definit? Egal cu toate expresia, adică 7x plus 5. Dacă 7x plus 5 e mai mare egal decât 0, și egal cu minus pe lângă toate expresia, minus pe lângă 7x plus 5, am pus minus în față, așa cum e aici la x minus x, dacă expresia, asta e negativă. Deci dacă 7x plus 5 este negativ. Cum observăm, ne interesează semnul 7x plus 5. Deci interesează semnul 7x plus 5, să vedem pe unii plus și pe unii minus. De aceea, întocmim tabelul rapid și mai întâi egalăm cu 0, să vedem când ea este 0, adică 7x plus 5 egal cu 0, și găsim x-ul egal cu minus 5 pe 7. Da? E adevărat asta. Și îndată o să fac tabelul de variație a funcției acestea. Mi-închip că e funcție de grad 1 aici și tabelul pe care știu să-l fac, x de la minus infinit la plus infinit, și îndată văd că are imaginea 0 pentru x egal cu minus 5 pe 7, în dreptul minus 5 pe 7 pun 0, așa, la stânga pun, nu la stânga, dau un x. Unde? Cred că aici e foarte bine că e 0 aici. Da. Pentru lui 0 și văd repede în loc. 7, 0, 0 și cu 5, 5. Deci e pozitiv. Plus, plus și partea asta este negativ. Așa. Cine? Cine este vorba? De 7x plus 5. Așa este expresia, am stabilit semnul. Și acum observăm foarte clar că pe o zonă este negativ, iar pe o zonă e pozitiv. Și atunci mă interesa să las așa când asta e pozitivă. Păi când este pozitivă? De la minus 5 pe 7 la plus infinit. Deci aici este echivalent cu a spune că x aparține de la minus 5 pe 7 inclusiv minus 5 pe 7 la plus infinit. Inclusiv capătul de interval. Iar pe unde e negativ? Foarte bine, să vedem tabel. Dacă și numai dacă x aparține de la minus infinit până la minus 5 pe 7. Așa, da. Eu voi spune în felul următor. Modul din 7x plus 5 egal cu două variante. Egal cu 7x plus 5, deci rămâne așa. 7x plus 5 dacă x aparține de la minus 5 pe 7 la plus infinit și egal cu minus pe lângă, adică schimbăm semnul complet, minusul schimbă semnul tuturor, minus 7x, minus 5, dacă x aparține de la minus infinit la, cât? La minus infinit, la minus 5 pe 7. Iată, dragilor, am înțeles cum ne explicităm, indiferent ce este întrebare. Poți fi o expresie cât de complicată. Trebuie să-i fac semnul acela și văd unii pozitivă rămâne așa, unii negativă, îi schimbăm semnul. Și acum, dacă ați avea de rezolvat ecuația asta, hai să spunem, să se rezolve ecuația. Modul din 7x plus 5 plus 2 pe lângă 3x plus 1
egal cu 4. O ecuație cu moduli. Da? Observăm, este ecuație cu moduli. Aici mă încurcă foarte tare modulul de aici. Nu? Modulul nu dă mie bătaie de cap. Da, dar l-am explicitat, am văzut că el înseamnă 7x plus 5 dacă x sunt în zona asta și egal cu minus 7x minus 5 dacă x sunt aici. Și luăm cazul întâi. Cazul întâi. X aparține de la minus infinit până la minus 5 pe 7. Minus 5 pe 7. Atunci ecuația asta, ecuația devine. Două puncte. Cosmin vorbește. Ce devine ecuația? 7x plus 5. Cum să iei 7x plus 5? De la minus, minus e minus. E minus 7x minus 5, da? Da. Deci e echivalent cu minus 7x plus minus 5 plus 2 pe lângă. Și mulțim. 2 la 3, 6x plus 2 egal cu 4. Da? Și face minus x, nu așa vine? Minus 7x plus 6x face minus x. Minus 5 plus 2 face minus 3 egal cu 4. Ceea ce am însemnat că minus x egal cu 7, adică x egal cu minus 7. Da? X egal cu minus 7. Întrebarea este, e soluție? O putem accepta? Da. Trebuie să ne interesăm dacă este în zona de studiu. Când noi de X-ul, ce am spus? Băi, eu discut cu voi dacă merg pe zona de la minus infinit la minus 7. Și acum întrebăm, oare minus 7, minus 7 aparține de la minus infinit până la minus 5 pe 7? Întrebare, minus 7 aparține? Ce părere aveți? Da. Este. Fiindcă aparține, atunci rezultă că x egal cu minus 7 este soluție. Da? Acum, pe acum am hotărât să o iau. Deci numai după ce mă convinc că se află în intervalul acela, unde am spus cu, unde am fixat și de la minus infinit la minus 15. Cazul 2. Cazul 2. X aparține acum de la minus 15 7 la plus infinit. Fiindcă am dreptul să ia dreapta închis. Puteam să iau închis, adică și pe minus 15 7 data trecută. Acum iau deschis la minus 15 7 la plus infinit. Și atunci ecuația, Alex, devine. Ecuația devine. Ce devine ecuația? Că nici și zăna. Se schimbă? Nu. Nu se schimbă. Că e pozitiv, nu? Da. Rămâne 7x plus 5. Zic, vorbește, plus 2 pe lângă, hai. Așa mi-e 13x plus 7 egal cu 4. Deci 2 pe lângă 3x plus 1, nu? Da. Egal cu 4, echivalent. Cu te-l vorbește, dumă, cu dumă. 13x. 13x 3 plus 5 cu 2 minus 13x egal cu minus 3 x egal cu 3 minus 3 pe 13. Acum, ca să fie bună, trebuie să afli în zonă. Da. Unde la aici trebuie să afli, da? Întrebăm, oare minus 13 minus 3 supra 13 x-ul ăsta aparține intervalului de la minus 5 pe 7 la plus infinit? Când ar aparține? Deci ar aparține dacă ar fi dincoace. Da. Cu alte cuvinte, minus 5 pe 7 să fie mai mic decât ăsta. Da. El să fie în dreapta. Deci echivalent cu a spune că minus 5 pe 7 e mai mic decât minus 3 pe 13. Asta ar fi. Și e adevărat? Cum se compară două fracții? S-a dus același numitor. Deci amplificăm aici cu cât? Cu 13 și aici cu 7. E de parcă aș spune echivalent cu minus 65. Minus 65 e mai mic decât minus 21. 37, 21. Oare e adevărat? Minus 65 e mai mic decât minus 21? Da. Este mai mic. E minus, e mai la stânga minus 65, da? E mai mult spre minus infinit. Păi da. Și e adevărat. Adică, întrebarea pe care mi-am pus-o, dacă este corectă asta, răspunsul da. Deci, x aparține acum de la acest minus, x egal cu minus 3 pe 13,
aparține de la minus 15 7 la plus infinit. Și înseamnă că x egal cu minus cât? Minus 3 pe 13 este soluție. Deci x egal cu minus 3 pe 13 este soluție. Asta îmi spune mie că ce lucru am foarte repede? Deci x egal cu minus 3 pe 13 este soluție. Și deci pot să spun că ecuația asta are câte soluții? Are două soluții. Niște materiale. Mă speriază că uite așa ceva pare. Bine. Deci x egal cu 13 este soluție. Și acum, haideți să vedem mai departe. Vă las să gândiți următoarea ecuație. Modul din minus 4x plus 5 plus modul din minus 3x sau plus 3x minus 2 plus x minus 1 egal cu 0. Să-ți rezolve ecuația asta. Idei? Cum procedăm? Câți moduri avem aici? Doi moduri. O să fie patru cadre. Probabil așa vor fi. Haideți să pornim repede la treabă. Luăm primul modul, îl anulăm, găsim rădăcina. Cât este primul modul? X de la minus infinit la plus infinit. E vorba de minus 4x, minus 4x plus 5, care are rădăcina cât? 5 pe 4. 5 pe 4. 0. Da? Și cel de-al doilea modul, care este 3x minus 2. Ce rădăcine are Cosmini? 3x minus 2? X egal cu... 2 pe 3. 2 pe 3, da. 2 pe 3. La 2 pe 3, 0. Așa. Și pentru primul, hai să facem semnul pentru primul. Dăm lui X o valoare. Aici a fost 5 pe 4, da? Și 2 pe 3 e bine? Ca ordine. Am pus corect? 5 pe 4 e mai mic decât 2 pe 3? Mai mare? Cum? Dar cum am pus eu? L-am pus la stânga. Da? Și oare iar e corect? Întrebarea 5 pe 4 e mai mic decât 2 pe 3? Adică 15, dacă e mai mic decât 4 de 8? Nu. Am pus prost. Așadar, pun 2 pe 3 la locul său, în față, iată așa, și acum dau lui X valori ca să văd semnul aici. Ce valoare se dau ca să fie rapid făcută? X egal cu 0. 5, pozitiv. Plus 5. Deci plus va fi tot timpul aici, da? Și pe urmă, minus, minus, minus. Cealaltă, 3X minus 2. Dau lui X are o valoare, tot 0 am să-i dau, că e pe aici undeva, face minus 2, deci minus, minus, minus. Urmă plus, plus, plus. Iată că sunt, așa cum spunea Alex, o zonă, două, trei. Trei intervale. Tu spuneai 4, 3 sunt, nu? Dacă ea e plus, plus, deci sunt 3, deci sunt una, nu acolo mă uit. Și mă uit aici, numerele astea care au apărut, una, două, și-o rupt intervalul la minus infinit la plus infinit, păi prezența lor în cât interval? 1, 2, 3. Da. Am trei cazuri. Cazul întâi. Cazul întâi. X aparține de la minus infinit la 2 pe 3. Ecuația devine. Deci ecuația devine. Ce devine ecuația? Cosmine vorbește și lucrează ca să fie înregistrat. Te amintești, Alex, nu? Da, da. Da, tocmai. Așa.
Cine a vorbit până acum? A vorbit cineva sau m-ați lăsat așa? Nu a vorbit nimic. Ați lăsat acolo să fie un moment. Alex, te rog să vorbești tu. La cazul întâi, prima ecuație nu se schimbă. Deci, primul modul. Da. Adică ce prima ecuație o să fie minus 4x plus 5. Minus 4x plus 5, da. Minus 3x plus 3. Minus, schimb al doilea, da? Da. Minus 3x plus, plus 2. Da, minus 3x. La mine era 3x. Da, minus 3x plus 2. Plus x minus 1. Egal cu 0. Echivalentul. Poftim, cum Alex. O să fie minus 6x. Minus 6x, da. Minus 6x. Păi stați, minus 2 acolo 6. Minus 6x minus 6 egal cu 0. Deci x o să fie minus 1. X, deci, minus 6x plus 6, plus 6 este, da? Da. Egal cu 0, adică minus 6x egal cu minus 6, x egal cu 1. Da. Da? X egal cu 1, nu cu minus 1. Da. X egal cu 1. Și ca să fie asta acceptată ca soluție, trebuie să afle intervalul în care lucrăm noi. Deci întrebăm, 1 aparține cărui interval? De la minus infinit la 2 pe 3? Da. Deci dacă aparțin de la minus infinit la 2 pe 3. Dacă este adevărat. E adevărat? Deci 1 e dincolo. Da. Deci nu aparține. Și dacă nu aparține, deci rezultă că x egal cu 1 nu este soluție la cazul întâi. Deci nu este soluție. Mergem mai departe. Cazul 2. Cosmin, tu. De la 2 pe 3 la 5 pe 4. X aparține la 2 pe 3 la 5 pe 4. Ecuația devine. Ce devine ecuația? Păi este pozitiv. Deci primul rămâne. Amândouă sunt pozitive. Da. Deci rămâne așa. Hai, te rog, vorbește. Minus 4x plus 5, da. Plus 3x minus 2, da. Minus, a, plus, plus, x. Plus x minus 1 egal cu 0. Egal, echivalent cu? Echivalent cu minus x, minus x, minus x plus x? Plus 3. Nu, minus x plus x. X și 0 plus. Da. Devine din capul locului o minciună, nu? Da. Din 5 minus 2 minus 1, adică 2, egal cu 0. Fals. Înseamnă că niciun x din zona asta nu poate fi gândit ca soluție. Și măcar unul nu l-am găsit ca să întrebăm dacă se află în data. Da. Deci, x aparține, pentru cazul ăsta, x aparține mulțimii vite. Că niciunul nu e. Sigur, să putea să fie chiar mulțimea vite de la... din momentul care, chiar dacă găseam una și nu aparțea la intervalul care mai înainte. Deocamdată nu avem nicio soluție. Mergem cazul care? Cazul 3. Te rog, Alex, x aparține de la... 5 4 la plus infinit. Da. Ecuația devine 4x minus 5 plus... 4x... minus 5. 4x minus 5, da. Plus 3x minus 2, da. Plus x minus 1, plus x minus 1, egal cu 0, să avem 8x egal cu 8x minus 8 egal cu 0, 8x egal cu 8, 8x minus 8 egal cu 0, 8x egal cu 8, x egal cu 1, nu? Da. Trebuie să vedem dacă care este soluție. Deci 1 aparține? Da, sau 5, da, aparține. 1 aparține, spui bine, la cât? La 5, 5 pe 4? 4 la plus infinit. La plus infinit. Cosmin, ce părere ai? 1 aparține? Da. Ce înseamnă 1? 1 e 1 și 5 pe 4 cât este? 1 și ceva? Da. Și 1 este de încolo de 1 și ceva? Nu. Deci nu aparține, măi, ce-mi facem noi? Nu aparține. Deci rezultă că x egal cu 1 nu este soluție. Deci x egal cu 1 nu e soluție. Mai avem vreun interval de studiu? Nu. Nu are.
concluzia, avem vreo soluție pentru ecuația C de acolo? Nu. Deci răspunsul aici, răspunsul corect este X aparține mulțimii vide. Da, X aparține mulțimii vide este răspunsul corect la ecuația asta. Nici o soluție n-am găsit. Am cercetat, am urmărit de la un capăt la altul, de la minus infinit la plus infinit și n-am găsit nicio soluție. Ei, să mai vedem acum, de data asta, o inecuație. Hai să vedem aceeași treabă, dar nu să nu luăm egal cu 0, ci mai mare egal decât 0. Mai mare egal decât 0. Deci ce vă rog? Scrieți din nou. Deci să se rezolve inecuația acum. Să se rezolve inecuația. Am luat-o tot așa, ca să nu mai pierd mult timp. Să se rezolve inecuația. E vorba de o inecuație care are câte aici? Tot doi moduli, vedem, tabelul am făcut. Deci, modulii minus 4x plus 5 plus modulii 3x minus 2 plus modulii x minus 1 mai mare egal decât 0. Ne apucăm de lucru, facem tabelul, tot s-a făcut, e făcut de așa și o luăm pe cazul. Cazul întâi. La cazul întâi, x aparține la minus infinit la cât? La 2 pe 3. Inecuația, nu mai spun ecuația, că nu e egal cu 0, inecuația devine. Inecuația asta devine. Și negativ, deci se spune. Prima rămâne așa, nu? Minus 4x plus 5. Al doilea negativ din minus 3x plus 2. Plus x minus 1, mai mare egal decât 0. Echivalent cu, aș spune că, minus 7 plus 1, minus 6x. Așa, am mai făcut-o noi. 7 minus 1, 6. Plus 6 mai mic egal decât 0. Echivalent cu a spune pe 6, îl trecem în partea alaltă, vine minus 6x mai mic egal decât minus 6, înmulțim cu minus 1 și ce rezultă? Dar nu e egal. Mic. A, mai mic. Atenție! Mai mare. De ce mai mare? A, mă rog, înmulțim minus 1. Aia se schimbă, înmulțim cu minus 1. Deci când înmulțim cu minus 1, ce se întâmplă? Se schimbă. Se schimbă sensul. Da, da. Se schimbă sensul. Deci vine ce aici? X mai mare egal ca 1. Se schimbă sensul inegalității. Adică ce arăsăm aici? Ce înseamnă mai mare egal decât 1? X aparține de la 1 închis la plus infinit. Deci X aparține de la 1 la plus infinit. Dar de data asta nu mai găsesc o valoare, ci găsesc un interval. Când am ecuație, când a fost egal cu 0, am găsit o valoare, pe 1 parcă îl găsesc. Acum găsim un interval, o mulțime de X, de la 1 încolo. Da, da, noi le-am spus X-lor de subspunem. Eu am vorbit cu voi X-lor de un ce zonă? De la minus infinit la 2 pe 3 închis. Deci am vorbit cu X și de la minus infinit la 2 pe 3. Și acum luăm zona comună. Deci pe o axă fixăm X în care am lucrat, de la minus infinit la 2 pe 3, minus infinit plus infinit, la 2 supra 3. Da? Minus infinit plus infinit. Minus infinit la 2 pe 3. Adică e vorba de... Hai să pun numele deasupra, să pun 2 pe 3. E vorba de zona asta și o marcăm cu... Da? Minus infinit până la 2 pe 3. Asta e zona. Da? Minus infinit la 2 pe 3. Și am găsit ca răspuns de la 1 încolo. 1 la plus infinit. Care e zona comună? Unde văd eu să fie și unul și cealaltul? Adică să fie amândouă zone, deci trebuie să fie două linii suprapuse. Am undeva? Nu. Deci concluzia este X aparține mulțimii vide. Că nu am două. Intersecția celor două zone este mulțimea vide. Cazul 2. Cazul 2. X aparține acum între cine și cine? De la 2 pe 3, așa este? De la 2 pe 3 la 5 pe 4. Și la 5, de la 2 pe 3 la 5 pe 4,
Am găsit o minciună, parcă era acolo când am explicitat. Hai să vedem concret, ca să mai vedem o dată dacă am greșit. Primul modul rămâne așa că e pozitiv. Da? Și al doilea rămâne la fel. Deci vine minus 4x plus 5 plus 3x minus 2 plus x minus 1 mai mare egal ca 0. Ar apare șmecheria următoare. Să reduc x și x. Și ca și cum aș spune 5 minus 3, 2 vine, nu? Da. 2 mai mare egal decât 0. E adevărat? Da. Adevărat, mă! Oh, bă. 2 mai mare ca 0. Deci adevărat. Asta înseamnă că orice x aș pune, de acolo tot timpul dau peste un adevăr. Da. Deci rezultă că x aparține de la 2 pe 3 la 5 pe 4 este soluție. Orice x din zona asta e soluție pentru că mă duce spre un adevăr. Adică, bine, am găsit o primă soluție. Intervalul de la 2 pe 3 la 5 pe 4. Pe ăsta l-am găsit. Observați, la inecuații nu găsim la inecuații o valoare, la ecuații o valoare, un număr, și plus să întrebăm dacă este acolo, ci găsim un interval. Și intervalul ăsta trebuia să-l intersectez cu ăla de studiu. Dar fiindcă a dat peste un adevăr, orice x este bun de acolo. Merg mai departe, cazul 3. X aparține de la cine? X aparține de la 5 pe 4 la plus. De la 5 pe 4 la plus infinit. Inecuația devine. Spuneți voi ce devine. Parcă era minus... Hai să o vedem. Deci primul este negativ. Schimbăm semnul, nu? Deci vine 4x minus 5. Plus al doilea rămâne așa, plus 3x minus 2, plus x minus 1, mai mare egal decât 0, echivalent, cu a zice că 7x cu x, 8x, parcă vine, nu? 8x minus 8, mai mare egal decât 8, mai mare egal decât 8. 8x mai mare egal decât 8, împărțim cu minus 1 și așa cum aș spune, x mai mare egal decât 1. Adică x aparține de la 1 închis, la plus infinit. Da? X aparține la 1, la plus infinit. Da, da, noi x-ul de unde le-am spus? La 5 pe 4, la plus infinit. Da. Deci le suspunem. Recunoaștem că x-ii am început să lucrăm la 5 pe 4, la plus infinit. Și acum, zona comună, unde se suprapune ei? 5 pe 4 e 1 și ceva. 1 și ceva, deci... Deci plus infinit, zona comună. De la 1 încolo, e zonă comună? Ia să vedem dacă tu ai dreptate. Uite, tu. Deci aici este 0, aici este 1. Deci la 1 la plus infinit o dată. Iar 5 pe 4 este de aici încolo. 5 pe 4 de aici încolo. Care e zona comună? 5 pe 4 plus infinit. Aici sunt două linii, da? Deci soluția este 5 pe 4 plus infinit. Deci soluția... x aparține 5 pe 4 plus infinit, este și soluție. Și acum, câte soluții avem? Două. Asta și cu asta. Le punem la un loc. Deci x aparține mulțimii de la 2 pe 3 la 5 pe 4, 2 pe 3 la 5 pe 4, reunit împreună cu ce am găsit a doua oară, de la 5 pe 4 la plus infinit. Și cât face zona asta de la 2 pe 3 la 5 pe 4 și la 5 pe 4 încolo? Înseamnă 2 pe 3 la plus infinit. Da. Se leagă perfect, nu? Da. Aici am ajuns, de acolo preluăm. Aici deschis. Da. Și egal cu intervalul 2 pe 3 la plus infinit. Deci 2 pe 3 la plus infinit este soluția inecuației respective. Așa răspundem și noi. Asta a fost inecuația, cu mai mare egal decât 0. Și răspundem, în dreptul său, echivalent, poate spune că x și aparțin de la 2 pe 3 la plus infinit. Adică,
dacă locuim aici orice x de la 2 pe 3 încolo, e adevărat. Dacă vom veni cu un x în partea stângă de 2 pe 3, e o minciună. Hai să ne convingem dacă a făcut o treabă bună sau nu. Deci să vedem dacă e corectă treaba asta care am făcut-o noi. Hai să luăm pentru x egal cu 0. 0 nu aparține de la 2 pe 3 la plus infinit. Deci 0 nu aparține. Dacă nu aparține, să vedem dacă verifică. Ar trebui să fie fals. Ia să vedem. Modul din minus 4 ori 0 plus 5 plus modul din 3 ori 0, da? 3 ori 0 minus 2 plus 0 minus 1, așa, mai mare egal decât, egal mai departe, să lucrăm, să vedem ce ne dă. Aici cât îmi dă? 5, da? 5 plus 2, plus 2, așa, minus 1 și face 5 plus 2, 7 minus 1, 7 minus 1, 6. 6 e mai mare egal decât 0. Și așteptăm să fie fals. Am greșit undeva. Da? Deci... Da, am greșit undeva. Pentru că, repet, mă așteptam ca pentru X și aceștia care nu sunt în zona asta, să am un fals. Să dau peste un fals. Și 2 pe 3 la plus infinit, 0 nu este x egal cu 0, dar așa am luat, x egal cu 0, care nu e din zona aceea. Și trebuia să mă duc la o tâmpenie. Mai vedem o dată. Deci un număr pozitiv plus un număr pozitiv, minus 1, nu poate să fie un număr negativ. Eu aș aștepta să-mi dea aici mai mic ca 0, ca să nu-l iau pe ăsta. Asta am gândit. Iată, ce bine că am dat valori, pentru că am constatat că am greșit undeva. Hai să vedem. O să iau încă o dată. Îmi pare rău că aici am stricat semnul X. Aici era parcă 2 pe 3 și era plus pe aici, nu? Așa? Iar nu spuneți-i bă. Da. Plus până la 5 pe 4? Da. Minus. Da? Și minus, cealaltă aici 0, minus pe aici parcă, da. Și urmă plus. Hai să mai vedem o dată unde am greșit. Pentru cazul întâi. Deci x aparține de la cazul întâi, x-ul de la minus infinit la 2 pe 3, da? Da. Verificăm. Ne uitați, vă uitați pe căiță, vedeți unde am greșit. Și primul e pozitiv, rămâne așa. Era vorba de minus 4x plus 5. Este adevărat? Da. Și voi ați scris așa? Minus 4x plus 5 pentru cazul întâi. Ai văzut, mă, cazul întâi, cazul 2, cazul 3. La momentul când am rezolvat... Da, întâi am rezolvat ecuația, așa am luat ecuația. Păi dar aici am avut, eu în cazul întâi când am luat, cazul 2, cazul 3. Cazul întâi cât a fost? Unde a fost cazul 2? De la minus infinit. De la minus infinit la, la 2 pe 3, da? Da. X aparține de la minus infinit la 2 pe 3. Și a fost minus 4x plus 5, că așa a rămas, nu, pe loc. Da. Minus 3x plus 2. Da. Plus x minus 1, mai mare egal decât 0. Da. Și vine minus 4x minus 3x sau minus 7x. Și plus x minus 6x. Minus 6x. Așa-i? Da. 7 și cu scăzut 1, 6. Mai mare egal, minus 6x, mai mare egal decât minus 6. Da. Că 5 cu 2, 7, minus 1, 6, plus pe 6 în partea cealaltă. Da. Deci x-ul să fie mai mare egal ca 1. Am început cu minus 1, x mai mic egal decât 1. Am schimbat semnul, că mulțim cu un număr negativ, se schimbă sensul inegalității. Aici s-a greșit, da? Asta înseamnă că x aparține de la minus infinit până la
1. Asta înseamnă x mai mic decât 1, de la minus infinit la 1. Aici. Da? Și noi ce zonă am luat? X și A parțin de zonă. Zona am luat invers, că 1 plus infinit. Păi, asta e greșeală, gata. Deci x, și am spus acolo că mulțim cu minus 1, se schimbă sensul, dar nu știu de ce am zis tot mai mare. Păi da? Nu, că am scris mai mic. Eu și după aia am convertit la mai mare. Deci x mai mic e egal decât 1, deci x aparținul minus infinit 1 e corect. Nu 1 plus infinit. X mai mic decât 1. Din coace, x aparține în ce zonă lucrăm? La minus infinit la 2 pe 3. Minus infinit la 2 pe 3. Și atunci, care e zona comună? Intersecția lor. Minus infinit, 2 pe 3. Da. Că 1 e dincolo. Deci x aparține în minus infinit 2 pe 3 este soluție. Și noi n-am luat-o. Minus infinit 2 pe 3. Și când am luat pe x egal cu 0, am aprobat. Deci trebuia să o acceptăm. Dar datorită faptul că am greșit aici la inecuația de mai sus, am refuzat să o luăm pe minus infinit 2 pe 3. Rămâne inecuația, rămâne soluția asta, rămâne și cealaltă, cazul 2, parcă ieșit de la 2 pe 3 la 5 pe 4, la 5 pe 4 la plus infinit. Deci, de la un capăt la altul e soluție. Orice x aș lua de la minus infinit la plus infinit este soluție, pentru că și la minus infinit la 2 pe 3 este soluție, și la 2 pe 3 la 5 pe 4 e soluție, și de la 5 pe 4 la plus infinit e soluție. Deci împreună, toată zona de la minus infinit la plus infinit este soluție. Deci la inecuația asta nu e bine x aparține la 2 pe 3 la plus infinit, ci răspunsul corect este x aparține lui el. Da? X aparține lui el. Asta ar fi modificarea care trebuie să faci. Deci orice x este corect. Hai să vedem încă o dată care este algoritmul de rezolvare a inecuațiilor cu moduli. Fiecare modul cu 0 facem tabel. Facem tabelul pentru fiecare modul, da. Cât vor fi acolo 2, 3. După luăm pe cazuri. Luăm pe cazuri și la ecuații găsim câte o valoare. Da. Și întrebăm valoarea ce e dacă se află în intervalul de studiu. Da. La inecuații găsim intervalul. Și la sfârșit și de fiecare dată intervalul care îl găsim, intersectăm cu ăla de, cum întrebăm la ecuații valoarea dacă se află sau nu în interval. Păi, dar aici intersectăm și la final reunim. Și toate soluțiile le reunim la final. Da? Da. Deci asta ar fi. Hai să chiar să zici mai rău. Algoritmul de rezolvare a inecuațiilor cu moduli. Algoritmul de rezolvare a inecuațiilor cu moduli. Algoritmul de rezolvare a inecuațiilor cu moduli. Pasul 1. Ca la informatică când facem schema logică, nu acolo. Cazul 1. Pasul 1. Facem semnul tuturor modulilor. Facem semnul tuturor modulilor. Adică ce facem? Egal în fiecare cu 0, găsim rădăcini, facem semnul pentru fiecare, tabelul. În final, pentru toți modulii. Pasul 2. Începem analiza pe fiecare interval, în parte. Începem analiza pe fiecare interval, în parte. În paranteză, chestia ce? Inecuația devine. Da. Cazul 1, cazul 2 pe interval respectiv. Așa. Pasul 3. Intervalul găsit în urma rezolvării inecuației se intersectează cu intervalul de studiu. Deci intervalul găsit de la pasul 2 se intersectează cu intervalul de studiu, acolo pe intervalul care studiem. Și astfel se găsește soluția pentru cazul respectiv. 4. Soluțiile găsite se reunesc. Nu? Toate soluțiile găsite se reunesc. Exact ce ai spus tu, Alex, în
discuția care am purtat-o, deci, semnul pentru fiecare, o luăm pe intervale, rezolvăm pe fiecare și ce găsim, nu-i soluție, ci după ce intersectăm, și la sfârșit reunim soluțiile respective. Deci asta este, ce băți, te-ai supărat așa? Nu. Nu ți se întrebe nimic. Două ori prin jurul blocului. Da, pe aici, pe mână, ca să-ți revii. Trebuie să fii foarte atent când faci niște lucruri frumoase de toate. Deci noutatea în discuția de până acum a fost rezolvarea inecuațiilor cu moduri. Hai să oprim fișierul ăsta și să trecem la un altul.